Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii, Regăsirea copilului interior, o campanie pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook, unde puteți găsi toate materialele, toate înregistrările, toate interviurile cu invitații noștri, iar cărțile din această campanie, cum ar fi Alice Miller, Revolta corpului sau Drama copilului interior sau cartea despre care vom vorbi astăzi, Trauma, 8 strategii de vindecare, Babette Rothschild, și am să vă arăt și la cameră în colecția Psihopractica editurii Herald, le puteți găsi pe site-ul editurii. Am ales, spunem noi, o temă interesantă. O temă pe care, de altfel, am dezbătut-o foarte mult în ultima perioadă, pentru că, într-adevăr, este o temă aceea a copilului interior, regăsirea copilului interior, traumele din copilărie, pattern-uri, tipare relaționale disfuncționale, răni emoționale. O temă care este mereu în actualitate și ridică noi și noi provocări. Astăzi este alături de noi draga noastră prietenă Cati Călin, psiholog, formator de formatori în metoda ESPERE la Centrul Amaneser, și vom vorbi despre copilul interior, despre traumele care vin din copilărie și cum ne influențează aceste episoade traumatice relațiile interumane pe care le avem ca adulți cu cei dragi, indiferent că vorbim despre copii, că vorbim despre relațiile cu părinții noștri sau relațiile de cuplu. Câteva cuvinte despre această carte, Trauma, 8 strategii de vindecare, Babette Rothschild. Recuperarea post-traumatică este un proces dificil și rare ordonat, liniar. Există numeroși psihoterapeuți și multe programe de tratament susținute de autori și de profesioniști din domeniu. Și în această carte, reputata autoare Babette Rothschild și specialistă, de altfel, prezintă 8 strategii pe care le puteți folosi împreună cu orice altă carte sau program de recuperare pentru a vă potența vindecarea traumelor. Și am să enumăr câteva dintre ele, tehnici de mindfulness pentru a identifica ce anume vă ajută și ce nu vă ajută în procesul acesta al recuperării, conștientizarea faptului că am supraviețuit traumei, să stabilim dacă dorim să avem nevoie să ne amintim trauma, un lucru iarăși foarte important, stopați flashback-urile, iertați-vă limitările și împărtășiți rușinea simțită în urma traumei, găsiți-vă propriul ritm de recuperare, folosiți mișcarea și exercițiile fizice pentru a vă potența recuperarea. Aș începe discuția noastră cu o întrebare pe care probabil mulți și-au pus-o. Ce este de fapt copilul interior, acel copil vulnerabil, și cum sau în ce fel ne poate influența sau ne poate determina o bună sau o proastă relaționare cu cei din jur? Mulțumesc, Sorin, pentru această întrebare. Da, oare de ce vorbim despre copilul interior? De ce ar fi acest lucru important? Este extraordinar de important în viața noastră de zi cu zi, acolo unde ne interesează să avem relații bune, să fim într-o stare bună, să putem avea suficientă satisfacție și bucurie. Și tocmai sunt o grămadă de momente care ajung să fie nu așa cum ne-am imaginat sau ajung să fie cu multe emoții negative, conflicte sau rupturi în relații. Și tocmai de aceea este foarte important să știm acest lucru despre copilul interior și o să pornesc de la o relație din prezent în care avem un el, o ea și relația dintre ei, care și ea un organism viu în funcție de care sunt mesajele pe care aleg să și le transmită, și e posibil ca un masaj banal, ca ceva, și îi invit pe cei care ne văd să conștientizeze care sunt mesajele sau comportamentele celuilalt sau lipsa unor mesaje sau comportamente care
fac să se nască între, în ei reacții puternice și emoții puternice, pentru că poate să fie un comportament banal, ca de exemplu, vreau să merg în vacanță în altă parte, de exemplu, spune partenerul în cadrul unui cuplu și s-ar putea în interiorul meu să-mi dau seama că simt ceva extraordinar de puternic. Iată cât de mare să fie dezamăgire, furie, tristețe, ceva disproporționat sau îmi vine să-i spun gata, atunci dacă vrei în vacanță în altă parte nu mai avem ce să discutăm, astfel de reacții disproporționate pe care să le identific că sunt disproporționate și care ajung să blocheze relația. Cu astfel de reacții, asta e ceea ce simt, s-ar putea să am și o reacție față de celălalt, un mesaj, exact așa cum am zis, lasă-mă în pace, nu mai vreau, plec sau ești groaznic, lucrurile acelea care fac să pornească o ceartă. Și cred că e esențial să facem un mic proces de ascultare, apropo de mindfulness, de exemplu, apropo de a conștientiza ce simt pe moment în legătură cu ce spune celălalt. Și dacă simt ceva puternic, disproporționat, asta înseamnă că e ceva mai din spate care s-a trezit. Există un ecou în povestea mea de viață și pentru că vorbim despre copilul interior, iată, ecoul poate fi pe o situație din trecut care e undeva în spate, fostul copil din interiorul meu care a trăit separarea de părinți eventual, ceva analogic cu situația din prezent. El spune, vreau să plec în vacanță în altă parte, are legătură cu o plecare, cu o vacanță, cu o potențială separare și care acest lucru reactivează în interiorul nostru, face să devină activ acest fost copil. În interiorul fiecăruia dintre noi există un fost copil care a trăit diverse lucruri care au rămas neprelucrate, care au rămas nespuse, care au rămas închise, ale căror emoții n-au fost puse în cuvinte. Traume pe care le-am suferit. Mai mult sau mai puțin mari, mai importante pe un moment, cu plecarea părinților 2 luni și n-am știut de ei, sau o plecare constantă la serviciu a părinților, de exemplu, pot să fie foarte diferite. Așa că ce invit pe cei care ne ascultă și ne văd să conștientizeze că în oricare moment acest fost copil se poate reactiva. Cum în interiorul meu am mai multe roluri, fie că sunt partenera de cuplu, sunt profesionist, la serviciu, sunt poate părintele unor copii, sunt fiica cuiva, sunt prietena cuiva, în interior există fostul copil. Și există posibilitatea, dacă eu am o astfel de reacție, de exemplu, să-i spun gata, lasă-mă în pace, și în interiorul celeilalte persoane să se reactiveze un fost copil. Și atunci când vedeți certuri că se întâmplă, de cele mai multe ori nu mai sunt cei doi adulți care interacționează, ci sunt cei doi copii răniți care retrăiesc ceva ce au trăit și le-a fost foarte greu să trăiască. La fel se întâmplă și în relația părinte-copil, în măsura în care ajungem să țipăm, să urlăm, să avem reacții foarte puternice, e din nou fostul copil reactivat. Și mai ales în relațiile acestea importante, fie în cuplu, fie relația cu copiii, fie chiar relația cu autoritatea la serviciu, se poate reactiva foarte ușor acest fost copil care o să ocupe tot spațiul și care să aibă reacții. Fie că sunt reacții în care mă închid în mine, nu mai spun nimic, mă supăr, pun bot, plec, sau fie sunt reacții de atac față de celălalt, fie sunt reacții corporale, pot să fie multe lucruri care să se reactiveze, ba chiar și reacții fizice, de la tremurături, mi se taie respirația, picioarele, obosesc brusc, sau chiar să ajung să am simptome somatizări. Aici am vrut să te întreb legat de partea aceasta de somatizări. Există o legătură între, să spunem, episoadele traumatice din copilărie, anumite răni emoționale care ne-au fost activate sau reactivate ca adulți în relațiile noastre interumane și anumite somatizări? Nu știu, exact cum pomeneai tu, pornind de la dureri de stomac sau simt o gheară în gât sau îmi tremură picioarele, genunchii sau am mâinile, le simt palmele umede, simt că inima îmi bate mai repede, poate am niște atacuri de panică, dar somatizări care duc la boli mai grave, mai complicate.
Exact, exact. Este cumva calea inversă în sensul că atunci când în corpul meu ajunge să vorbească în metoda ESPERE pe care o practic, somatizările, bolile, durerile, chiar accidentele sau comportamentele atipice pe care se repetă, îmi rod unghiile sau fac diverse gesturi, au legătură și au un sens cumva. Corpul se străduiește să-mi comunice ceva, ceva care are legătură cu ce se întâmplă în prezentul vieții mele sau are legătură cu reactivarea lucrurilor mai din spate. Și ce invit și cum lucrează metoda ESPERE în acest sens este invit persoana să aleagă un obiect care să reprezinte somatizarea sau durerea sau tremurul sau accidentul pe care l-a avut și alege un obiect care are un sens, de exemplu, să zicem că alege acest obiect pentru durerea pe care o are și are deja un sens. Deja încep să vorbesc inconștientului meu încercând să ascult ceea ce vrea să-mi spună corpul. Și apoi întrebările se derulează legat de când a intrat acest lucru în viața ta, ca și moment, să poți să reperezi, și apoi ce trăiai la acel moment. Și poți să reperezi mai multe origini posibile de somatizare, printre care unele pot să fie și lucruri care sunt reactivate, adică, să zicem, conversația este o durere de burtă, sau o durere de picior, să spunem, și ce trăiam la acel moment, pot să-mi dau seama, de exemplu, că iată, la momentul înainte să fi intrat în viața mea, s-ar putea în relația mea profesională cu șeful meu, de exemplu, și vom începe să vedem ce se întâmplă, ce trăia în acel moment, s-ar putea să fi primit o decizie de concediere, de exemplu. Să zicem că asta este decizia care a venit în relația profesională și cu decizia asta să fi trăit o emoție puternică, să fi avut o reacție ca un fel de șoc care să aibă legătură și să retrezească o situație mai din spate în care a existat o ruptură, o separare, o veste proastă, să fie reactivat ceva din trecut, iată, din perioada copilăriei, este reactivat, să spunem, în relație cu mama sau în relație cu bunica, atunci în spate a existat ceva similar. Să spunem, decizia mamei de a pleca o perioadă din țară, de exemplu. Să zicem că aceasta ar fi decizia mamei și ceea ce a trăit copilul la acel moment. De cele mai multe ori poate să fie, da, am înțeles că aveam nevoie de bani, mi-am mai explicat altă soluție. La nivel mental pot să înțeleg foarte bine, dar ceea ce a trăit copilul să rămână cumva închis undeva, nevoia de mămică, nevoia de îngrijire, de a fi aproape de mamă ca primă relație importantă, tot ce a trăit copilul să rămână nespus și să fie retrezit în prezent. Și atunci, ce e de recomandat și ceea ce recomandă lucrarea despre care ai vorbit, cartea foarte interesantă, și ce recomandăm și psihoterapeuții și consultanții ESPERE și cei care susțin astfel de procese, are legătură cum aș putea încheia situația aceasta din trecut, cum aș putea lucra, cum aș putea să exprim emoțiile pe care nu le-am exprimat atunci, cum aș putea să... Iată, sunt tot felul de lucruri care să iasă la suprafață, emoții nespuse și să-mi dau, așa cum spune și Babet Rothschild, să-mi dau un timp în așa fel încât lucrurile să se reașeze în interiorul meu, acompaniat, ascultat de un prieten, oferindu-mi timp eu mie, pentru ca lucrurile din interiorul meu să se așeze. Pentru că din motive ce au ținut de acest părinte, nu a putut împlini nevoia copilului, să spunem că aceasta e nevoia, și atunci ce pot face eu acum, retroactiv, retrospectiv, este să fac în mod concret, simbolic, ceva pentru a satisface nevoia neîmplinită a copilului, în așa fel încât să nu revină în relațiile din prezent, în relația de cuplu, în relația cu copiii, în relațiile profesionale. Iată. Ce ar trebui noi să facem sau unde anume să lucrăm? Mă gândesc practic, concret și bine, deja în minte am o idee,
terapia sau consultațiile sunt, de fapt, primul pas, pasul cel mai important. Dar ce ar trebui să facem ca să depășim aceste pattern-uri cu care venim noi din copilărie? Să depășim aceste, să ne vindecăm, practic, aceste episoade traumatice, să depășim aceste tipare relaționale și să avem ceea ce cred că ne dorim cu toții, niște relații armonioase, niște relații echilibrate, niște relații împlinite. Pentru că de cele mai multe ori noi am mai discutat despre treaba asta, sunt persoane care se tot miră de ce nu au, hai să nu-i spunem noroc, sau în fine, invocă norocul, ghinionul, de ce nu merge bine în relația cu tare sau cu tare? A? Fără să se gândească că de fapt s-ar putea ca problema să fie la persoana respectivă. Da? Că am o problemă pe care eu în primul rând trebuie să o identific. Trebuie să o conștientizez. Și apoi să sondez cumva ca să-mi dau seama de fapt ce se află acolo. E un proces greu și e un proces de care cei mai mulți dintre noi se feresc. Da? E ca și cum te-ai uita într-o oglindă și ce ai vedea în oglinda aia? Ai vedea numai niște balauri, da? Care ies din tine. Da? Pentru că este latura aia întunecată de care ți-e cumva teamă să o explorezi. Lasă-mă că poate lucrurile se vor rezolva de la sine. Nu se rezolvă de la sine. Lasă că timpul le rezolvă pe toate. Timpul nu le rezolvă pe toate. Și atunci ce trebuie să facem? Exact. E o întrebare excelentă, Sorin. Pentru că este cumva esența a ceea ce vreau să transmit. Este acest principiu de responsabilizare. Pentru că exact așa cum spuneai, în relațiile din prezent, s-ar putea să fiu în dinamica victimei, fără să-mi dau seama. Trăim de altfel și în România și lucrurile sunt destul de frecvent în dinamica victimei, în sensul că ceilalți sunt de vină, ceilalți sunt cei răi, ceilalți au greșit, ceilalți ar trebui să se schimbe. Și atunci, revenind în prezent, apropo de decizia de concediere pe care o ia acest șef, el e de vină, el e răul, el a făcut, el e groaznic. Fără să conștientizez și tocmai de asta vedem relația. Iată, a căzut și emoția pe jos, a zburat emoția când am conștientizat relația. Iată, relația are două capete și cred că este esențial să-mi dau seama că un capăt este la mine și că prin acțiunile pe care le fac pot să rămân în aceleași tipare sau pot să propun ceva diferit. În sensul, în fiecare situație din viața noastră, să-mi dau seama ce pot schimba, ce pot face diferit la capătul meu de relație, renunțând să vreau să-l schimb pe celălalt sau să-l critic în mod special, dar văzând ce pot să fac eu la capătul meu. Și ceea ce pot face eu la capătul meu ca și lucru de profunzime ar fi să ascult, să conștientizez, să ascult, să pun în cuvinte și să fac demersuri în legătură cu situațiile din trecut care au fost pentru mine dureroase, grele sau care au deschis răni sau care au rămas nespuse. Este această curățenie din spate pe care o pot face pentru ca în relație să pot să vin, curat și cu toată energia. Pentru că este dinamica aceasta a, pot să fie dinamica lipsei. Știi, ca o gaură fără fund. Mama a fost plecată, nevoile mele au rămas neîmplinite și eu trăiesc într-o lipsă totală. E lipsa, tot timpul e într-o lipsă. Chiar dacă cei din prezent îmi oferă sau mama îmi oferă în prezent, eu sunt în dinamica lipsei legat de ceea ce a fost. Și atunci ce propun este să punem acestei găuri fără fund, stacul fără fund, un fund, să conștientizez că de fapt care au fost nevoile mele în situația de atunci. Ce aș fi avut nevoie să primesc? Și să încep să pun aici diverse lucruri, da? Mici lucruri care să poată să, ca de exemplu un mesaj cadou pe care să mi-l scriu și pe care să-l pun pentru că aveam nevoie să-l primesc, să-l adaug aici, ca lucrurile pe care nu le-am auzit de la mama, dar nevoia este a mea. Până la urmă, nevoia întotdeauna este a mea. Că sunt părinții acolo în slujba nevoilor ca să poată să putem să devenim autonomi și independenți, asta e un lucru minunat.
doar că rare ori e cineva care să le cunoască într-adevăr toate nevoile și să le împlinească așa cu totul. Și atunci, responsabilitatea mea aparține mie. În copilărie, din motive care au ținut de mine, n-am știut cum să-mi satisfac nevoile acestea de îngrijire, n-am avut pe cineva lângă și eu însuși n-am putut, dar acum aș putea face ceva, aș putea face ceva concret și espere propune ceva la nivel simbolic, să-mi scriu mesaje sau să-mi ofer îngrijire legat de acea perioadă a fostului copil care este retrezit în situațiile din prezent, tocmai pentru a ieși din acuzarea celorlalți, părinții, școala, comunismul, sistemul, niște lucruri asupra cărora nu pot acționa, deci în partea cealaltă, lucruri care au fost, conștientizând că iată în prezent ce pot face. Sunt multe lucruri pe care le pot face și cred că sunt mulți specialiști care pot susține un astfel de proces, multe lucrări pe care le aduceți la editura Herald, extraordinare pentru a susține acest proces. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre traumă, despre traumele din copilărie, despre copilul interior, pornind de la recomandarea de carte făcută de editura Herald, Trauma, 8 strategii de vindecare de Babette Rothschild, în colecția Psihopractica a editurii Herald, pe care o găsiți și în campania Regăsirea copilului interior. A fost alături de noi Cati Călin, psiholog formator în metoda ESPERE. Crei, mulțumim foarte mult. Ca de fiecare dată, Cati vine cu informații extrem de prețioase pe care, îndrăznesc să spun, nu sunt doar informații teoretice, pentru că vine și cu partea de imagistică și cu foarte multe obiecte prin care noi reușim să vizualizăm, să ne vizualizăm pe noi, să vizualizăm emoțiile, să vizualizăm prin acele pânglicuțe relațiile dintre noi și ceilalți, și asta cred că e un lucru foarte important. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, până atunci puteți intra pe site-ul editurii Herald și de asemenea ne puteți urmări pe pagina oficială de Facebook cu aceste materiale, interviuri cu invitații noștri. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută!